Fapte, dar și vorbe. 2023 a fost anul în care declarațiile amuzante n-au lipsit din sport. Să vedem câteva dintre cele mai savuroase din anul încheiat. Tama și-a sunat retragerea din fotbal în 2023. După 24 de ani de carieră și multe nopți pierdute, fundașul a renunțat la marea sa pasiune. Nu vii beat la antrenamente, vii mahmur, poate nu înțelegeți voi diferența. Care îi place un fundaș român de azi? Da, eu, dar mă las. În 2023, FCSB a dat din nou dureri de cap lui Becali. Trebuie să bat aici, ca să bată, vezi? Că dacă bat așa în căciulă, nu bate tare. Și ce făcea cu Becali? Nu mai are inteligența, dar uite, vezi, are. Chipciu și-a pus în cap toți fanii CSA Steaua după ce a jucat din nou pe Ghencea. Ce cu Steaua, mă, cu echipamentul ăla fake și cu Doamne ferește, că... Stoichiță a tremurat nu doar pentru calificarea naționalei la campionatul european. Mititelu și-a trăit visul. A învins Rapidul în Giulești. A fost pentru prima oară când l-am amistat pe Gicragi. Înainte visam pe Gigi Becaie și mergea bine. Iar o echipă din Liga 5 a devenit virală pe internet datorită numelui. Borussia Dortmund. Sunteți fani echipei? Nu. Noi am venit cu vaca, atâta.